Primăria și Consiliul Local al Comunei Pătrăuți au organizat o serie de manifestări pentru a marca ziua localității. Primarul Comunei, Adrian Isepciuc, a arătat că activitățile organizate au fost dedicate atât celor mici cât și celor mari. Programul activităților a început cu un teatru dedicat copiilor, apoi a continuat cu vernisajul expoziției dedicată lui Ciprian Porumbescu. Vreau să vă salut cu mult drag. Suntem și în acest loc, continuăm seria evenimentelor dedicate Zilei Comunei și vom continua în cele ce urmează un vernisaj de expoziție privind viața celui care a fost Ciprian Porumbescu. Anul acesta este un an al cel care a fost Ciprian Porumbescu și în cele ce urmează avem ca invitat alături de noi pe doamna Roșca Iuliana, șef birou marketing din cadrul Muzeului Național al Bucovinei și cred că ne va încânta cu multe lucruri pe care noi astăzi nu le știm sau poate le știm despre cel care a trăit 30 de ani, cel mai Ciprian Porumbescu, o viață intensă, cu multe lucruri bune. Realizat într-un format atractiv pentru publicul larg, expoziția conține panouri cu informații, mărturii și evocări despre diverse aspecte din viața lui Ciprian Porumbescu. În zi de mare sărbătoare, nu puteam veni decât cu o expoziție, eveniment, o expoziție cât o sărbătoare, dedicată în anul mondial celui mai mare compozitor român, spunem noi, pentru că este de aici, de aproape, de la 30 de kilometri de dumneavoastră și în plus este prieten contemporan și colaborator al unui alt mare, unei alte mari personalități istorice care marchează localitatea, Constantin Morari, cu care a petrecut anii studenției la Cernăuți, cu care a colaborat la Arboroasa, cu care a suferit în temnițe după procesul la Arboroasa. Așadar, nu întâmplătoare este aducerea expoziției aici, în anul maghiar Ciprian Porumbescu. Conceptul expozițional se datorează șefii serviciului memorial ridicat în Muzeului Național al Bucovinei, doamna Aura Prădățean, care și-a dorit să marcheze evenimente importante din viața scurtă, tumultoasă, plină de ideal, dar și de împlinire a marelui compozitor Ciprian Porumbescu. Așadar, vă invităm să vizionați expoziția care marchează anii copilăriei cu familia, anii școlii de la Ilișes, școala gimnazială de la Suceava, Academia de Lăutat de la Sturca, perioada studenției de la Cernăuți, de la Facultatea de Științe Teologice și de Filosofie, observarea de la Părinta de 1971, Arboroasa, procesul, anii de temniță. Desigur, nu lipsește din această expoziție partea dedicată iubirii imposibile a lui Ciprian Porumbescu, Berta Moron,